Avem o solicitare Groundbridge. Din Scoția. Wheeljack, ce s-a întâmplat? Unde sunt ceilalți? Se distrează de minune pe drumul mai lung spre casă, în barca lui Ultra Magnus, inclusiv Miko. Mă întrebam de ce le-ai așa de mult cu sucurile alea. Osul Predaconului este în siguranță? Vânătoarea fiarelor s-a cam fâsâit. Am auzit un zvon despre o altă locație a Decepticonilor, în afara orașului Taos, New Mexico. Și pentru că echipa lui Prime nu s-a întors din țara petrolului... Raf, un portal pentru coordonatele lui Fowler. Tu pe roți cu mine. Nu azi, în regulă? Dacă e în regulă să mă lași să merg de una singură. Mie îmi place să merg de unul singur. Wheeljack, nu mă face să abandonez o ecuație complexă ca să mă aventurez în afara zonei mele de confort. Bine. Dar în caz că nu ți-ai dat seama, eu nu mă joc prea bine cu balții. Vânătorii de fiare. Plus 1. Știi ce-mi place cel mai mult la soldații Vehicon? Pot fi ușor distrași. Ai fost o distrugătoare? Ești sigur că nu te joci prea bine cu alții? Drăgute împușcături, Tex! Bună, mamă! Ce faci? Asistentă Darby! Ce te aduce aici? Proviziile medicale pe care te-ai oferit să le donezi cu atâta generozitate și pe care Jack tot uită să le aducă acasă. Spitalul apreciază generozitatea ta, agent Fowler. Te rog, spune-mi, William. Băieți, am găsit o gheară de Predacon într-un muzeu. Oamenii de știință au fost complet șocați când l-au dezgropat în 1922. Așa că a stat în depozit. Dar nu mai avem vânători de fiare. Nu mi-am ales ambulanța ca vehicul doar în glumă. Nu sunt sigur că ai nevoie de un autobot. Poate ar trebui cu toții să-l așteptați pe Optimus. Să știi de la mine, soră Darby. Am fost în trupele de elită și agent federal pentru unitatea E cu 30 de ani înainte de a auzi numele Optimus Prime. Sunt mai mult decât pregătit pentru o goangă de misiune. De fapt, de ce nu vii cu noi? Oh, nu știu ce să zic. Categoric nu. Mamă, nu vreau să fii deloc în preajma Decepticonilor. Este... periculos? Fiul meu adolescent chiar are de gând să-mi spună că nu e nicio problemă dacă el pleacă până la Cybertron, dar mama lui nu poate merge într-o... Goangă. Goangă de misiune? Nu, eu... doar că ai intoleranță la lactoză și eu sunt... Haide, agent Fowler. Te-ai descurcat bine, fiara mea! Va fi o splendidă contribuție la înmulțirea fraților tăi, Predaconi!
Stăpâne, am localizat o altă semnătură energetică a predaconilor lui Shockwave. Slabă, dar stabilă. Excelent! Knockout! Nu te întoarce cu mâna goală! Moa? Nici măcar nu cunosc cuvântul. Cu mâna goală nu are trei cuvinte. Tu știi mai bine. S-au apărut cumva armura ta pierdută. Tu, cap cu roți! Starscream! M-ai dezamăgit destul într-o zi! Ocupă-te de monitorizarea semnăturilor energetice de predacon acum! Da, stăpâne. Sunt sigur că slujba o să ți se pară la fel de revigorantă ca și mie, Screamer. Shockwave a început procesul de clonare cu probele adunate până acum. Predaconul care e în prezent printre noi va fi doar primul dintr-un nou val de super soldați bestiali. Ce tot ai trecoare ce cauți? Trece odată înapoi! Brută fără minte! Uite ce-ai făcut! Ești groaznic de tăcut, Wheeljack. N-am fost bun niciodată la conversații. De ce te prefaci? Dacă voiai să te joci singur, ai fi tăiat-o la drum azi, dar n-ai făcut-o. Ai cerut un portal înapoi la bază. Hei, să nu-ți imaginezi că mă cunoști. Nu-mi imaginez. Și acum, vrei să conversăm despre ce s-a întâmplat acolo? Ce ți-am spus eu? O guangă. Și un gând de cel că am supărat. Curatorul? Se purta de parcă ar fi păzit Mona Lisa, nu un prezon preistoric care adună praful de când era Harding președinte. Trebuie să spun, agent Fowler, te-ai descurcat bine cu el. Am fost impresionată. Soră Darby, ai spune că asta te pune cu un pas în fața fostei. Divorțat, ha? Da. Dar tu? Care e povestea cu domnul Darby? E mai mult o saga, dar una pe care mi-ai auzit-o. Am de luat un os împreună cu voi doi. Fugi! Pe spate, relaxați-vă și bucurați-vă de priveliște. Knockout către Megatron. Am securizat o ghiară antică de Predacon, plus două dintre animăluțele autoboților pentru a-i folosi ca prizonieri. Experimente de laborator, mă rog, cum crezi tu de cuvință. Continuă, mare M. Spune-mi că mă iubești mai mult decât pe Starscream. Stăpâne? Alo? Prea familiar? Idiotul ăsta primitiv ne distruge toată rețeaua de comunicații. Și stăpânul Megatron intenționează să-i înmulțească. Vreți să vă grăbiți odată? Vreau să fie reparată înainte ca stăpânul nostru să fie deranjat. Introducere cod de acces suprareglare și reinițializare acum. Chiar le ia ceva timp. Arsi și Wheeljack? Mama și agent Fowler. Poate s-a oprit să ia cină. Nu asta fac adulții când își dau întâlnire? Asta fac adulții când le e foame. Mamă? Mai încearcă iepurașule Jack? Și sper că nu-ți mai e sete, pentru că vin cu ceva cu mult mai tare decât un suc. Nu pot vorbi, Mico. Trebuie să las linia asta liberă. Stai! Nu închide! Wheeljack s-a întors? Cred că Bulkhead e foarte îngrijorat pentru el. Wheeljack e bine. E într-o misiune cu Arsi. Wheeljack și-a luat un partener nou deja? Ce insensibil! Ce? Nu, e doar o misiune. Nu sunt parteneri. Mă gândeam eu cât o să le ia celor doi lupi singuratici să se cupleze.
Ți-am spus eu că trebuia să-l așteptăm pe Optimus. Poftim! Ți-am spus eu ăsta. Ei bine, nu, surioară. Decepticonul era la muzeu. Dacă așteptam, ar fi pus mâna pe gheară înainte ca Prime să ajungă. Având în vedere situația noastră actuală, de ce ar mai fi contat asta? Alo? La câta întâlnire sunteți voi doi? Vă certați de parcă ați fi căsătoriți de un secol. Ce? Nu suntem împreună. Sincer, găsesc că e dezgustător. Ideea asta de cărnițe care se conectează. Knockout către bază, solicit întoarcerea. Din nou. Bine, e cineva acolo care să mă primească? Soră Darby, June, dacă Decepticonul ne duce pe nava de război a lui Megatron, șansele ca autoboții să ne găsească sunt de 1000 de ori mai mici. Niciodată să nu lași un Decepticon să te ducă într-un alt loc. M-a dezarmat acolo la muzeu. Ai ceva ce am putea folosi pe post de armă? Spray cu piper? Pe un robot? Tipica Magnus. Nu-i las să-mi cojească vopseaua. Eu o cojesc pe-a lor. Deci nu din cauza noului comandant scrâșnești din șuruburi. Și al lui Bulkhead. Iau foc când un distrugător se moaie. Uite, Wheeljack, mereu îi vei avea pe distrugători așa cum îi știai, aici. Vremurile se schimbă, jucătorii vin și pleacă. Dacă nu te adaptezi, vei rugini. Ca oasele pe care le căutăm. Nu-l îndepărta pe Bulkhead. Dacă i s-ar întâmpla ceva, nu ți-ai ierta-o niciodată. Crede-mă. Știu ce zic. Knockout către bază. Solicit ground breach pentru a nu știu câta oară. Recepție baza. Nu mă pot conduce aiurea toată noaptea. Ce? Ai grijă la jante! Acum! Păi, nu e așa că e formidabil? Am spus formidabil? Am vrut să zic complet nepoliticos. Sistemul meu optic! Acum ne jucăm un joc de al oamenilor? Pentru că m-aș bucura să vă învăț varianta Decepticonilor. De-a vați urlându-lea! June, unde ești? Aha! Bine, scumpă doamnă, arată-te acum! Dacă nu, costumierul cel vioi o să ajungă o pată neglijentă pe asfalt! Ați sunat la agentul special William Fowler. Lăsați un mesaj după semnalul sonor.
Intră căsuța vocală, la fel ca la mama. Poate că s-au dus la un film. Bine, să fug de bulk, să mă închid așa. Am fost cam fără coloană. Partea bună? Acum ai o grămadă de oase în spate. Arsi, trebuie să mă ajuți. Mama și Fowler ar putea fi în pericol. Ultima șansă, om femelă. Dacă nu ieși cu brada mea în 2-3 secunde, iubitul tău aici de față... Bine, unu, nu e iubitul meu. Și doi, nu-l mai atingi nici măcar cu un deget. Nu dacă vrei să-ți mai vezi prețioasa gheară înapoi. Unde e? Dă-i drumul! Am ascuns într-un vagon. Dă-ne drumul și o să-ți spun în care e. Încearcă ce vrei. Nu poți păcăli un mincinos. Puneți-vă centurile. Drumul o să fie cam accidentat. Oh, stați, e imposibil să vă scoateți centurile. Scuze. Sistemul de comunicații n-a funcționat cât timp? Dar Sunwave efectiv a reparat antena, stăpâne. Ceea ce e foarte bine și frumos pentru Soundwave, dar pentru tine... Knockout către stăpânul Megatron, te rog, răspunde! Vezi? Merge! Knockout! Ai osul de Predacon? În vizorul meu, stăpâne. La fel și o pereche de autoboți, alergând în urma mea. Am înțeles! Ai grijă ca exemplarul să fie în siguranță! Vagon ar alege un omuleț viclean să ascundă un os. Pariez pe cel decapotabil. Ia-i pe Fowler și pe June! Aici voi doi coborâți. Stăpâne Megatron, dacă Ground Bridge nu se deschide tot suit, exemplarul tău va aparține autoboților. Fierării!
Unde sunt? În spate. Ah. Mamă! Ești bine? Guanga! S-a făcut puțin cam mare. Dar Bill și cu mine suntem bine. Haide, June. Stai jos. Bill! Se pare că ai fost prădat, Jack. De un alt prădător. Prietenia bate dragoste. Mă bucur să fiu prietenă, frate. M-ai slujit bine astăzi, Knockout. Ceea ce nu pot spune despre alții. Chiar a fost cea care a întrerupt comunicațiile, stăpâne. Te implor să reconsideri proiectul Predacon. Creatura asta e incoricibilă și lipsită până și de cea mai rudimentară inteligență. Au dublat actorii Ionuț Ionescu, Alexandra Radu, Constantin Lupescu, Anca Iliese, Raluca Botez, Olimpia Mălai, Viorel Ionescu, Vlad Corbeanu, Ionuț Grama, Doru Cătănescu și Adrian Venete. Traducerea Olimpia Mălai. Regia artistică Alexandra Radu. Echipa tehnică Ovidiu Mitrică și Claudiu Bodruc. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film.